Bună și mă bucur să te am aici alături de mine. Am să încerc astăzi să folosesc și acest tarot akashic pe care îl dețin de foarte mult timp, doar că în citirile pe canalul meu nu l-am prea folosit și aș vrea să văd cine ești tu în conexiunea de dragoste, da, în conexiunea cu persoana la care tu te gândești. Și dragoste, repet, poate fi și platonică. Cine ești tu în această conexiune? Cine ești tu în această conexiune cu această persoană la care te gândești? Angajament. Ești o persoană foarte dedicată acestei legături. Acest angajament, One of Roses, mai este denumit, sau eu asociez trandafirii, cum este denumit acest card, cu cupele. Asul de cupe poate fi pentru tine și angajament. De asemenea, tu ești acea persoană care a ieșit în calea acestui om la timpul potrivit și în locul potrivit. Cumva această întâlnire predestinată, întâlnire pentru care voi ați scris acolo de unde veniți, că va avea loc la momentul potrivit și locul potrivit. Cine este această persoană în această conexiune? Cine este această persoană în această conexiune? Măi, Salcia, The Willow, doi de bâte. E o persoană și The Lookout. E o persoană care, da, poate să află la o răscruce de drumuri, dar cu această carte Salcia, ne vorbește de o anume nostalgie a timpurilor trecute, a momentelor petrecute împreună. Un anume tipar mental, poate retrăiește trecutul această persoană, poate se gândește într-un mod nostalgic și în același timp într-un mod trist pentru felul în care lucrurile s-au desfășurat. Aici avem această corabie care este în flăcări, iar acest personaj caută soluții în depărtări, cumva. E o situație și atenție cu această persoană că, nu știu, e într-o situație în care poate are o anumită stare mai joasă vibrație și asta pentru că a trecut prin anumite lucruri sau trece prin anumite lucruri și te caută, te caută cu privirea, te caută pentru că simte că de la tine poate primi ajutor, în același timp simte că tu ești acea persoană care îl poate ajuta și îl poate scoate din această corabie în flăcări. Îl poate ajuta să nu simtă că eșuează de fapt în viață. Da, o persoană care trece prin anumite. Hai să vedem energia conexiunii dintre tine și această persoană. În ce stare sunteți voi? În ce stadiu sunteți? Energia conexiunii. 6 de cupe. Războiul rozelor este denumit aici. Aici cred că e o luptă între minte și inimă. Cu acest război al rozelor, cumva să vedeți cine câștigă.
ce câștigă la baza pachetului regele de cupe. Dacă va câștiga dragostea în cele din urmă sau nu. Oricum, această persoană este într-o perioadă mai încercată a vieții, o perioadă în care simte că are nevoie de tine. Cu această carte, Salcia și acea corabie în flăcări, simte că are nevoie de tine. Chiar simte lucrul acesta și simte că ești acea persoană care îl poate ajuta să se salveze. Hai să văd de ce acest angajament în cine... Nu, mai vreau să extrag și viitorul posibil între tine și această persoană. Care e viitorul posibil între tine și această persoană? Avem două cărți și am să le iau dacă au ieșit. Și uite, din nou a ieșit acest card de lookout. Căutarea și acest balon. Lucrurile cumva sunt... Tu cred că vei conștientiza faptul că... Poate nu știi încă faptul că această persoană trece prin aceste stări, prin această tristețe, prin această... Nu știu, plânge pentru ceva anume. E trist, e supărat, e încercat cu ceva anume. Și cred că în viitorul apropiat între tine și această persoană, poate chiar îți vei da seama de acest lucru, de această stare a acestui om, sau va veni să comunice cu tine, să îți ceară ajutorul cu ceva anume. Să îți ceară ajutorul, nu cred, pentru că e... Mai ales dacă este energia masculină, energia masculină ține să... sau tinde să țină mai mult la orgoliul personal. Dar avem și acest card, Lumina Lumii. Și cumva această persoană poate să vină să îți ceară ajutorul și e posibil ca sau tu să mergi înspre această persoană mai degrabă. Să mergi înspre această persoană, să îi aduci lumină, pentru că tu vii cu acest felinar, să încerci să îl ajuți cu ceva anume, dar atenție la felul cum faci acest lucru, pentru că nu vrei să îi fie provocat orgoliul, nu vrei să nu răspundă la ușă. Ține foarte mult de felul în care tu îți prezinți intențiile tale de a ajuta, simt că îți dorești să ajuți această persoană, dar de multe ori sunt persoane care ascultă mai mult de orgoliu decât de inimă și de ceea ce simt cu adevărat. Hai să văd, cine ești tu? Cine ești tu în această conexiune și... Cavalerul de bâte. Da, ești o persoană angajată, ești o persoană în același timp care își dorește foarte mult să meargă în direcția acestui om, pentru că simți, vedeți, acest cal care este în flăcări. Coama îi este în flăcări. Simți această pasiune și acest drive și această dorință de a merge în direcția acestui om, să-i spui orice, ce simți tu acolo. Dar e și tristețe aici cu acest 5 de cupe. Poate felul în care ați acționat unul față de celălalt în trecut te-a făcut acum să fii mai înțelept, mai înțeleaptă și să gândești lucrurile de mai multe ori înainte de a acționa, chiar dacă în interiorul tău tu îți dorești să mergi cu viteza luminii înspre această persoană. Cine este această persoană? Hai să văd cine este această persoană.
cine este această persoană. Faetonul poate fi un rac. În același timp avem și pajul de spade. E o persoană care cu siguranță te urmărește. Avem pajul de spade, pajul de spade despre asta vorbește. Faetonul vorbește și despre determinarea aceasta de a avea succes. Vorbește și despre succes și succesul poate fi în dragoste, dar poate fi și lumesc. Cu aceste carduri asociate aici îmi spune că, nu știu, cred că această persoană își dorește să vină înspre tine, să călătorească înspre tine. Drumul cu mașina poate fi relevant pentru că faetonul mai reprezintă și mijlocul de transport. Dar ceva îl reține, să știi, ceva îl reține, poate ceva din atitudinea ta, poate ce îl reține pe acest om, totuși să acționeze. Pentru că e acest card salcia care denotă un soi de tristețe. Pajul de spade, din nou, și șapte de spade. Vrea să fie sigur că va fi bine primit acest personaj. Mă uit la acești ochelari și la felul în care privește situația acest om. Cu siguranță vrea să fie sigur din toate punctele de vedere că va fi bine primit. Asta îl reține. Energia conexiunii voastre. Care este energia conexiunii voastre? Care este energia conexiunii voastre cu acest 6 de cupe, dar nu vreau să primesc, sunt prea multe. Vreau o singură carte, spirit, te rog. Mulțumesc. Regele de cupe. Regele de cupe simte. Regele de cupe simte în profunzime. Și dacă vă amintiți, atunci când am cerut cardul pentru din acest tarot, cardul pentru energia relației voastre, am primit 6 de cupe, acest card, și în același timp am primit și regele de cupe, the King of Roses, din acest tarot. Războiul rozelor și în același timp regele de cupe din nou. Această bătălie, și cred că se dă această bătălie mai mult în această persoană, pentru că pe tine te văd foarte angajată, dedicată, iubitor, iubitoare, pasională, doritor să mergi în direcția acestei persoane. Dar înțelepciunea trecutului, înțelepciunea câștigată prin intermediul a ceea ce s-a întâmplat în trecut, îți spune să bați un picuț pasul pe loc. Regele de cupe reprezintă și acel personaj care nu se exprimă foarte... Nu foarte bine, se exprimă bine, dar... Este un diplomat, dar nu își arată foarte mult sentimentele. Poate fi un pești. Bun. Acum hai să vedem viitorul între tine și această persoană. De ce aceste cărți în viitorul vostru? Care este viitorul vostru împreună? Hierofantul, angajament, căsnicie... doi de monede. Hierofantul vorbește despre aceste lucruri. Puteți să mergeți la consiliere de cuplu, de pentru că hierofantul poate reprezenta și un psiholog, poate reprezenta și un taur, poate reprezenta un preot, o căsnicie, cum am spus.
și faptul că sunteți legați unul de celălalt. De asemenea, unul dintre voi poate merge la altcineva pentru a cere sfatul, pentru a cere cel mai bun sfat și cel mai potrivit sfat pentru cum ar putea să acționeze în situația dată. Acest hierofant mai vorbește și despre valori tradiționale, despre a respecta valorile tradiționale. Cred că cineva cere sfatul cuiva anume pentru a îmbunătăți situația dintre voi. Și nu doar că îl cere, îl și primește acest sfat, pentru că avem și aici lumina lumii. Doar că, atenție, trebuie să îți asculți intuiția dacă acest sfat vine intuitiv. Da. Da. Avem șase de monede aici cu luna. E necesar să îți asculți intuiția dacă ești tu acea persoană care cere sfatul divinității unei anume persoane, tu vei ști ce ai de făcut. Fie va trebui să citești printre rânduri în sfatul unui anume preot, a unui anume consilier sau terapeut sau om de încredere, om al lui Dumnezeu, fie intuitiv vei primi chiar tu aceste mesaje, acest sfat și vei fi ghidat cum să acționezi mai departe și asta în viitorul vostru. Interesant. Mai vreau din oracolul verde de data asta. M-am gândit să extragem diferit și vreau mesaje din partea ta către acest om și tu te vei regăsi, vei vedea dacă este așa, dacă rezonezi cu aceste mesaje pentru acest om sau nu. Hai să văd, ce ți-ai dorit tu să-i transmiți acestei persoane? Să-mi spuneți dacă rezonați. Ce ți-ai dorit tu să transmiți acestei persoane, cel care urmărește? Easily tempted, ușor tentat, posibil cu acest cavaler de bâte ți-ai dori să îi spui că te simți foarte tentat, tentată de această persoană, că îți dorești să îl atingi, să pui mâna, să ai parte de energia sa. Ceea ce simt și ceea ce îmi doresc este singurul lucru care contează aici. Asta i-ai spune tu. Ok, într-un fel regret acel lucru pe care tu l-ai făcut acum. Ești sexy, ești, nu știu, simpatic, simpatică, drăguț, drăguță, dragul meu, draga mea. Foarte, da, ea îi spune că îl dorești, o dorești. Foarte frumos, foarte frumos. Și aceste mesaje cred că nu au mai ieșit de mult timp. Ce ți-ar spune el sau ea, această persoană? Ce ți-ar transmite această persoană? Dacă ar putea, ce ți-ar transmite această persoană dacă ar putea? Stresat din cauza ta, o persoană stresată din această cauză și vedem această salcie la mal. Ce ți-ar transmite această persoană dacă ar putea? Te rog, spirit, mesaje pentru privitorii mei din partea persoanei dragi. Te caut în cei din jur,
ca să mă pot simți aproape de tine din nou. Foarte interesant și drăguț. Da. Să-mi spui dacă rezonezi, mai ales cu aceste mesaje, dacă i-ai spune, dacă i-ai transmite aceste lucruri, de fapt, acestui om, mesajele tale pentru această persoană. De asemenea, din ce văd aici, în mesajele din partea acestei persoane, și trebuie să menționez și acest card de la baza pachetului, te doresc sub controlul meu, în controlul meu, cumva o persoană care își dorește să dețină controlul și să te controleze, să dețină controlul în această situație. N-am extras sfatul, dar cred oricum că tu cu acest hierofant vei primi, fie intuitiv, fie din partea unei persoane de încredere, vei primi sfatul potrivit pentru felul în care tu e bine să acționezi în următoarea perioadă. Te pup, te îmbrățișez și îți doresc tot binele. Dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi, să-mi lași o apreciere, un comentariu dacă simți acest lucru și dacă simți că e benefic pentru tine. Pentru citiri personale, am să las în descrierea videoclipului adresa mea de e-mail sau numărul meu de telefon. Te mai aștept aici și te iubesc. Pa, pa!